Sâmbătă la Sân Martin, pe un soare cu mulți dinți, Politehnica a remizat în meciul cu Luceafărul Oradea din etapa a 22-a ligii secunde. Încurajați de un puternic contingent al Drucheriei, alvioleții au avut două bare. Mai întâi, în minutul 21, Alin Manea a tras din 25 de metri în transversală. Apoi, spre final, Politehnica a mai avut o bară. După un meci echilibrat și o prestație bună a echipei studențești, s-a terminat ca și în tur 0-0. La Poliște a jucat Orădeanul Jurgi și Bedi a fost la Luceafărul, iar juniorul Trip, legitimat cu o zi înaintea meciului, a fost rezervă. Celălalt transfer de ultimă oră, Motreanu, nu s-a aflat pe foaia de joc. În etapa următoare, Politehnica va juca tot în deplasare cu Universitatea Cluj-Napoca.